suferi motive de gelozie, Claudia? Ia spune-ne sincer. Sincer și din suflet? Niciodată. Claudia știe ce are acasă. Adică sunt un bărbat... Ușă de biserică. Mă, eu ar trebui să o întrebați pe ea mai bine, dacă sunt ușă de biserică. Adică de 6 ani de zile avem o relație extraordinar de frumoasă. După cum vedeți, GPS-ul este pe mână. GPS-ul are acolo inserat un chip. Exact. Dar, da, acum adevărat să vă spun, vedeți, dacă aveam o relație de iubire cu Claudia, nu știu dacă rezistam, după cum vedeți că sunt eu, așa cum spune lumea, nu cred că rezistam mai mult de câteva luni sau un an. Dar uite că deja sunt 6 ani și se pare că avem planuri mari în viață. Și eu cred că sunt un bărbat de luat acasă. Dacă deja avem 6 ani împreună, ne dorim și un copil în viața noastră, dacă dă Domnul, bineînțeles. Eu știu că tu urmează, se spune că urmează să fii tătic. Se spune că a fost odată o iubire adevărată. Fă-ne cu ochiul dacă e adevărat. Mai, acum... Uite că am emoții. Nu, doamne, bineînțeles că dacă, când va fi momentul 100%, adică de aia nici nu vreau să vorbesc. Nu știți dacă e ceva sigur. Păi da, adică de, nu, să vorbesc în fața voastră și după aia, dacă Doamne ferește, o să zic lumea, că uite ce s-a întâmplat. Da, știi, asta e ce spui tu acum, nu este ceva sigur. Adică nici nu afirmi, dar nici nu infirmi. Și lași lumea în, să fie suspicioasă. Lumea crede că Claudia într-adevăr este gravidă și că vei deveni tată. Acum, eu ți-am zis, Doamne ajută să fie bine. Presupun că ești genul de om care nu vrea să dea din casă înainte să fie ceva, o sarcină sigură, o sarcină mai înaintată, ca să fie ceva sănătos 100%. Exact, mai mult ca sigur, adică, ați văzut, dacă un pic o să crească burtica, vă dați seama că voi fi direct în fața dumneavoastră și voi o să aflați primii și după aceea telespectatorii. Dar nu vreau acum, în momentul de față, mai mergem la câteva consultări, mergem la doctor, vedem despre ce este vorba și când va fi momentul. Noi știm tot. Poți să te sun? Îmi dai numărul tău să te sun? Spune-ne, da, cum e cu casa? Pentru că știu că vă veți muta la casă în scurt timp. Da, ne vom muta la casă. Momentan eu stau la Claudia, dar mai avem câteva mici chestii, să spun așa, pentru că noi nu prea am ajuns acasă în ultimul timp, adică nu am ajuns de niciodată de când se face casa, n-am ajuns deloc pe acasă, doar cu mici chestii. Zic, da, îmi place Grecia, da, îmi place... Cine se ocupă? Mama ta, nu? Bineînțeles că mama mea și îl avem pe fratele meu, Armando, este aici, care el este cu ideile, el tot timpul se consultă cu mama, zice, vezi că acolo nu-i bine, acolo e bine, pune Grecia asta, pune mobila asta, pune parchetul ăsta și doar prin telefon eu reușesc să confirm dacă e da sau nu. Înseamnă că nu ești foarte pretențios. Nu, pentru că știu că gusturile sunt foarte bune, gusturile fratelui meu și gusturile mamei mele și mă bazez pe ei, merg cu toată... Te las pe mâna familiei tale. Dar Claudia are ceva de comentat? Exact, asta am vrut să spun. Chiar Claudia are un pic emoții, doar că la început, bineînțeles, ziceam, măi, Armin, dar eu vreau să fiu eu aia care aleg, care... Zic, bă, Claudia, zic, maică mea, zic, are la activ poate mai multe case care a făcut, prin care a trecut, zic, nu cred că am ceva emoții în privința lui maică-mea. Dar ea la început avea emoții, acum când a văzut deja cum a ieșit în totalitate prin casă, a zis, Doamne, ce frumos, abia aștept să mă mut, abia aștept, zic...